Un jandarm din Maramureș și-a împușcat din greșeală camaradul de vânătoare. L-a confundat cu Prada și a tras cu pușca în el de la o distanță de 50 de metri. L-a nimerit în piept, iar bărbatul nu a mai putut fi salvat de medici. Victima este chiar administratorul fondului de vânătoare și totodată afacerist cunoscut în zonă. Chiar el organizase întâlnirea. Vânat de mai bine de 30 de ani. Parchetul militar Cluj a deschis o anchetă, iar colonelul de la jandarmerie care l-a împușcat este acuzat de ucidere din culpă.